Proiectul întocmit de arhitectul Dorin Ștefan pentru reabilitarea căii eroilor a fost depus la Ministerul Dezvoltării în urmă cu câteva luni, iar răspunsul a și venit. Proiectul este aprobat, s-a împărțit pe loturi pentru că suma este foarte mare și că în acest an s-a aprobat finanțarea pentru 2017 pentru lotul numărul 1, care înseamnă modernizare, infrastructură, calea eroilor. O să vedeți că o să se publice cât de curând în Monitor oficial și se fac pregătirile necesare pentru ca mai departe să se atace lucrările. O să vedeți că pe acest program toate primăriile din județul Gorj o să primească bani pentru o investiție, două, s-au dat bani cu prioritate pentru unitățile școlare din județ, s-au dat bani cu prioritate pentru dispensarele medicale din județ. Deci eu spun că alături de Guvernul României, organizația PSD Gorj, prin oamenii pe care îi are, a susținut și susține toate OAT-urile. Pentru mine, ca parlamentar, nu este vreo diferență în ceea ce privește culoarea politică. Toți primarii care mi-au solicitat sprijin și ajutor, i-am ajutat indiferent de la ce partid vin. Ca bani, despre ce sumă vorbim pentru prima fază a proiectului? Deci nu avansez sumă până nu apare în Monitor oficial. Realizarea unui dig de sticlă lângă Masa Tăcerii, construirea unui lift de sticlă în Hotel Gorj, lift care să permită vizitatorilor să vadă întregul ansamblu Brâncuș de la înălțime, realizarea unui pasaj subteran pentru mașini în zona Hotel Gorj sau o pasarelă Belvedere sunt doar câteva dintre elementele planului arhitectural realizat de Dorin Ștefan. Durata de realizare a proiectului este de 5 ani. Rămâne de văzut dacă anunțul făcut de Cârciumaru se va transforma în realitate ori este doar o promisiune în pragul campaniei electorale.